distanță pentru Alibec, căloarea este bună. Alibec la marginea terenului. Alibec continuă această acțiune, trage însă pe lângă poarta lui Daniel Mutu. Puține soluții, puține opțiuni pentru Denis Alibec. Inițial scăpase către careul Brașovului, însă avea foarte și-a limitat practic opțiunile aici. S-a întors, l-a evitat pe Cristi Ionescu și a reluat slab. Este acum o primă acțiune. Acum să vedem pe Batin, trage însă pe lângă. Execuție slabă a decarului de la FC Brașov, care îl irită și pe Adrian Savo. Șutul lui Batin avea o opțiune mai bună, să trimite în partea stângă pentru Buga de Alibec. Vine cu Cristionescu, pasă către Buga. Buga ia prin planul lui Mladen. Buga se uită în care însă nu apare nimeni acolo. Acum vine Batin, primește Viveiros. Viveiros prea bine la marginea reului. Viveiros, pus Buchi, respinge și apoi reușește să prindă acest balon. Prima ocazie importantă a meciului apare în minutul 18. Nuno Viveiros, o acțiune extrem de spectaculoasă. Viveiros prea între doi adversari, trage cu stângul, însă Buzbuchi arată că este un portar de viitor, un portar de perspectivă. La 19 ani, unul dintre cei mai tineri și în același timp Mateiu. Acum Buga este liber în zona centrală. Buga înapoi, excelentă pasă pentru Iulian Popa. Iulian Popa este oferit. Iulian Popa pentru Buga. Ce ocazie pentru FC Brașov, de neînțeles cum au jucat, cum au gândit această fază stecari. Nicolae Dică plecase, Chițu, nu este offside, Chițu, Chițu, care e Chițu, gol! Viitorul Constanța, gol Chițu. Sub tâmpa, stupoare, echipa lui Hagi reușește să deschide scopul după momente mai bune în joc ale stecarilor. Adrian Savo consternat, Aurelian Chițu reușește să își treacă în cont al treilea său gol în Liga 1, ultima oară punctase în victoria contra Pandurilor Cutușiu 2-0. Acum foarte bine a rezistat în urma atacului lui Velaios, nu a căzut, a continuat faza, a tras cu stângul pe colțul scurt și l-a învins pe Daniel Mutu cu toată opoziția golkeeperului de la FC Brașov. FC Brașov, Buga, cel care centrează periculos pentru lovitura de cap a lui Batin peste. S-au înălțat acolo numai puțin de 3 jucători de la FC Brașov. Batin a reluat însă peste poarta lui Alexandru Buzbuchi. Era acolo și Mateiu, era și Bruno Madeira. Batin, 4 goluri în acest sezon în Liga 1. Ultimul chiar un sfert de oră până la pauză. O minge întoarsă spre Puga, foarte bine la fața lui Larie. Șutează acum periculos, respinge Buzbuchi și este o nouă intervenție salvatoare a golkeeperului de la Viitorul Constanța. Cota îi crește substanțial cu fiecare asemenea paradă și reacții de aici. Îl vedem pe Mateiu. Mateiu! Gol! FC Brașov, gol Alexandru Mateiu. Până la urmă, Buzbuchi este învins de această tărpină a lui Mateiu. Primul său gol în Liga 1, Berkambir. Execuție specială din partea jucător format la FC Brașov. Imediat s-a dus către fan de la tribuna a doua, Mateiu. De la 20 de metri prinde un șut fără speranță pentru Buzbuchi și FC Brașov, Viitorul Constanța devine 1-1. Spuneam că Viitorul nu reușește să țină prea mult de avantaj. Este una dintre marile probleme. A rămas singur lângă balon, să vedem pentru ce va opta noarul Viitorului. Alibec trage însă peste, a tras cu stângul cu destul efect, însă este poarta lui Daniel Mutu.
peste Chițu, avansează Alibec, acum pasa pentru Benzac, Benzac pătrunde care Benzar, boxează Mutu și același Romario Benzar recuperează, s-au repliat însă cei de la FC Brașov, Romario Benzar, o centrare spre Nicolae Dic, alunecă acolo Viveiros, Batin încearcă să accelereze, însă mai bine plasat este stoperul Viitorului, pierde însă și cade în careu Batin, penalti pentru FC Brașov, Mladen comite un fault incredibil și este lovitură de la 11 metri pentru FC Brașov. Batin foarte bine s-a luptat pentru această minge în condițiile în care inițial pierduse duelul cu Sebastian Mladen. Mugurel Pug are șansa să facă 2-1. Iată momentul în care Batin este împiedicat evident de Mladen, își recunoaște greșeala și fundașul acel care va executa această lovitură de la 11 metri. Puga a reușit o dublă în tur în fața Viitorului. Acum poate să-și treacă în concea de-a șapte reușite din acest sezon în Liga 1 Bergambir. Mugurel Pele Puga față în față cu tânărul Buzbuchi. Puga! Gol! FC Brașov! Gol! Mugurel Pele Puga! Buzbuchi a ghicit colțul, însă nu a putut împiedica golul de 2-1 al Brașovului. Mugurel Pele Puga marchează în al doilea meci consecutiv în Liga 1 și ajunge la 7 reușite. Zică Hagi, foarte îngândurat în acest moment, echipa s-a condus 1-0, însă nu a reușit din nou să mențină acest avantaj. Viitorul este penalizat la această fază cu un penalti după intervenția lui Mladen asupra lui Batin. Intraseră foarte mulți jucători în careul Viitorului înainte ca Puga să atingă balonul, însă Adrian Comănescu. Ar fi a doua victorie, ar fi a treia partidă la rând fără înfrângere și a doua victorie consecutivă. Trage pe un pe lângă poarta lui Buzbuchi. Au fost însă ceva emoții pentru cei de la Viitorul. Georgian Păun prins un șut, iată, cu dreptul, care a trecut pe lângă poarta Viitorului Constanța, nu foarte mult, foarte departe de țintă, lângă balon. Trei jucători, este acolo și Alibec, Dică, trimite periculos, însă reușește Daniel Mutu să rețină lovitura de cap a lui Chițu. O minge foarte grea pentru Mutu, însă portarul Brașovului nu s-a pierdut cu fire, drept că și Chițu a șters foarte slab a doua. Încă 3 minute de speranță pentru cei de la Viitorul. Mingea șterge transversal la acest șut formidabil de la distanță a lui Bejan, un șut cu stângul al lui Alexandru Lazar. Mingea a șters transversala și a ieșit în afara terenului. Un șut care amintește de execuțiile sau Steaua. Buga pentru Georgian Păun, nu este offside. Georgian Păun, gol! FC Brașov, gol Georgian Păun, 3-1, istoria se repetă, Brașovul obține a doua victorie cu 3-1 la rând în Liga 1, în urmă cu 5 zile o învingea pe Steaua, acum o bate și pe Viitorul Constanța. Buga și Păun au fost pe lista marcatorilor și atunci, acum Buga îi pasează lui Păun. Și este 3-1 pentru FC Brașov. Pasa de senzația lui Puga pentru Păun.